dumneavoastră, problema încălzirii la noi, la corul madrigal, ridică foarte, foarte multe probleme. În primul rând, tankerul cameral al formației. În acesta deja proporționează dinamic altcum decât la corurile de amploare sau la corurile pe voci egale. Vastitatea repertoriului, care pleacă de la preclasici în repertoriul occidental până la contemporani sau din folclorul nostru străvechi, trecând prin muzica bizantină, care este aproximativ cu aceeași vechime până la compozitorii noștri actuali, care sunt prezenți prin Cornel Țăranu chiar în concert, ne ridică foarte multe probleme de stil. O altă problemă pe care o folosim la încălzire, aici probleme de tehnicizare, un staccato, un legato, martellato, anvergura, depind toate de două probleme fundamentale. Gradația, pentru că senzația, impresia este cea care rămâne în cel care ascultă, dacă începem de la pianissimo sau pianissimo până la mezzo forte, poți să ai senzația că ai realizat un fortissimo. Pe de altă parte, viața este atât de variată, bogată, frumoasă, urâtă, grea, splendidă, încât toate acestea se traduc în modul în care noi prezentăm, adică ne folosim de sunet ca să o redăm. Pentru că ce e altceva muzica decât viața? De aici necesitatea ca fetele, băieții, corul în general, să poată să desfășoare un spectru coloristic foarte variat. Ce ați putut surprinde este extrem de puțin, dar trebuie să lucrăm zilnic la aceste probleme, pentru că este exact ca aerul, ca apa, ca mâncarea pentru organism. Fără ele nu poate trăi o formație care dorește să fie prezentă din punct de vedere artistic cu demnitate.